ce înaltă ești! Da, da, să stăm puțin la distanță, așa, să vorbim față în față. Bine, nu te duce chiar atât de departe, vino mai aproape. Mă gândesc că în curând o să te sune Camila pentru piesa asta, pentru că sună foarte bine. Mulțumesc! Să faceți un featuring, cam așa ceva. N-ar fi rău. Cine zice că ai nevoie de tratamentele de mai devreme dacă faci doi copii? Din contră, arăți din ce în ce mai bine. Mulțumesc frumos! Asta este pentru că am apucat să mă odihnesc în sfârșit că au crescut copii și acum reușesc să dorm și eu mai bine. Ceea ce vorbeam și mai devreme, somnul este foarte important, cel puțin 7 ore pe zi. La un moment dat, iartă-mă că te întrerupt, da. Să dormim noaptea, e mai bine noaptea, decât pe zi. Orele alea importante, că ziua doar așa, mai mult ne amețim, că eu dacă dorm 2 ore pe zi, s-a terminat. Mă uitam la un moment dat la un stand-up de-a lui Dan Badea și povestea că a avut un spectacol undeva în America, într-un batalion sau ceva de genul acesta. Și vorbea și despre niște fete, o trupă de fete care la fel au fost acolo și au cântat. E vorba despre voi când erai în Amadeus? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Dar ai făcut un astfel de lucru și tu la un moment dat ai cântat în fața unor. Am fost plecată, dar am cântat în Afganistan de 2 ori. În Afganistan, exact. Da, da, da. Uite, iată, deci nu e același lucru. Cum a fost experiența asta? Foarte interesantă, pentru că am fost chiar în tabăra soldaților. Și da, am stat acolo, am dormit în niște corturi, în condițiile care sunt în armată, exact. Am mâncat o mâncare care era valabilă, avea termen de expirare peste 20 de ani. Adică, da, erau niște prafuri care se preparau și puteai să le mănânci în condițiile critice acolo. Asta da. Și dacă s-ar întâmpla ceva mai rău pe pământ, cum a fost și pandemia, sunt lucruri bune de știut. Da. Cum e viața cu 2 fetițe? Viața cu 2 fetițe este super solicitantă, sunt sare și piperul pentru mine amândouă. Acum sunt bolnave, cu laringite, cu ăsta e mersul de la grădiniță, evident, dar este greu. Asta e greu pentru o mamă să se ocupe de astfel. Dar este mult mai frumos decât greu, adică dacă trag linie ies pe plus, știi? Și acum repede pe final, ce faci mâine? Știu că e ceva important. Mâine, da, te invit la un eveniment dineri în Descai, știu că ai mai fost. Am mai fost și mi-a plăcut mult. Da, da, așa că putem să mergem și mâine, o să cânt acolo. Este un eveniment vizionare, pot să-i spun așa, pentru că platforma se va ridica deasupra unui șantier. A unui ansamblu rezidențial în Nord. Okay. Iar dacă ne luăm apartament acolo, putem mâine să vedem view-ul de la etajul la care o să ne achiziționăm un apartament. Deci abia aștept. Uite, dacă mă întorc rapid de la mare, da, te așteptăm. Treabă, s-ar putea să vin. Îți mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc. Și să mai treci pe la noi. Mai vin. Noi ne întoarcem după scurtă pauză. Sunteți la Neața.